Spitalul din Comuna Crasna intră în curând în proces de reabilitare. Edilul Comunei Popemerica a obținut finanțare pentru modernizarea ambulatoriului. Primarul Comunei Crasna, Pop Emeric, a obținut finanțare pentru modernizarea secției de ambulatoriu a spitalului din comună prin Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, proiect prin care va și dota spitalul cu aparatură nouă. Deci mai avem un proiect pentru modernizarea ambulatoriului spitalului și este deja aprobat, o să scoatem la licitație în cel mai scurt timp și atunci și spitalul va fi în totalitate reabilitat și modernizat. O parte a clădirii a fost ocupată până acum câțiva ani de finanțe, însă de când este liberă, edilul a căutat metode de extindere și de modernizare a secției de ambulatoriu a spitalului din Crasna în zona respectivă. Edilul susține că ambulatoriul este într-o stare jalnică și se bucură că a obținut finanțare pentru a pune la punct încă un obiectiv necesar oamenilor și implicit medicilor care își desfășoară activitatea acolo.